Continuăm jurnalul cu o serie de precizări legate de prețurile și contractele legate de cereale. Vânzările internaționale sub așteptări și stocurile trimestriale ridicate afectează cotațiile cerealelor din Statele Unite. Bursa din Chicago a înregistrat o scădere a vânzărilor de cereale, iar exporturile din America au dezamăgit așteptările pieței cu numeroase anulări de tranzacții, mai ales la cultura de soia. Vânzările de porumb din vechea campanie s-au ridicat la doar 89 kilotone, iar pentru următoarea recoltă la 119 kilotone. Astfel, Departamentul de Agricultură American a confirmat creșterea stocurilor de porumb și soia comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Suprafața cultivată de porumb a crescut anul acesta la 35 de milioane de hectare, dar suprafața de soia, pe de altă parte, a scăzut la 36 de milioane de hectare, comparativ cu cele 40 de milioane de hectare de anul trecut. La închiderea bursei din Chicago, grâul cu scadență în septembrie 2022 a scăzut de la 8,84 dolari per bushel, iar contractele futures de porumb din decembrie 2022 au scăzut la 6,2 dolari per bushel. Soia pentru livrarea în noiembrie 2022 s-a contractat în scădere de la 20,25 dolari per bașel până la 14,58 dolari pentru aceeași unitate de măsură.